Are Partidul Național Liberal acea maturitate politică specifică unui partid cu o întreagă istorie în spate, acum, la momentul acesta? Eu zic că da. Partidul Național Liberal este un partid viu. Nu este un partid, și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta, gen PSD, în care există un singur tătuc, o singură voce. Partidul Național Liberal este un partid viu, un partid cu lideri puternici, cu lideri care se exprimă, cu lideri care practic au ajutat acest partid să depășească momentul 2016, când ieșisem din alegeri cu un scor rău pentru partid, și care a dus Partidul Național Liberal la guvernare după dărâmarea guvernului Dăncilă. Din acest punct de vedere, sigur, se anunță o perioadă dificilă pentru noi, urmează congresul, dar eu cred că vom depăși cu bine această perioadă. Eu sunt unul dintre cei care îmi doresc competiție. Am spus asta și președintelui Orban în ședințele noastre de conducere. Nu merg pe ideea unui candidat unic, cum s-a insinuat. E deja anunțat domnul Orban. Înțelegem că și domnul premier Florin Cățu ia în considerare această variantă. Da, Ne puteți Ludovic a spune furat așa un ceva? pic startul, că de regulă lucrurile astea se anunță în momentul în care ai aprobat declanșarea procedurilor de congres, convocarea Consiliului Național și atunci se stabilește și calendarul. Da, bine, e strategia lui și a dorit ca liberalii să afle mai repede că va candida din nou. Se pare că, într-adevăr, va intra în competiție și Florin Câțu. Și eu cred că va mai exista cel puțin un competitor, Vor fi adică trei, deci, eu spun că minim. minim trei și e bine să existe competiție, iar eu mi-aș dori foarte mult ca cel care câștigă președinția partidului împreună cu echipa formată în jurul lui să adune partidul, nu să-l dezbine, pentru că, din păcate, în ultima vreme, Partidul Național Liberal și-a pierdut acele aturi cu care am câștigat practic alegerile europarlamentare. Atunci am avut un candidat proaspăt, foarte bun, în persoana lui Rareș Bogdan, care practic ne-a dus de pe 20 pe 27%, când noi practic nu reușeam să ne desprindem din acel 20%. Venirea lui Rareș nu doar că a adus un candidat fresh la momentul respectiv, ci a dat speranță simpatizanților și membrilor PNL că pot fi câștigate bătăliile cu un PSD brutal, la acea vreme condus de Liviu Dragnea, dictatorial, extrem, extrem de conservator și să spun așa, chiar autocratic. Adică a fost o perioadă extrem de dificilă. Din fericire au existat câțiva liberali care au rezistat în picioare la acest război și de aici, practic, după revenirea acelei speranțe de la alegerile europarlamentare, a urmat perioada alegerilor prezidențiale, când am avut un candidat excelent în persoana lui Klaus Iohannis. Președintele a luat de două ori și ceva mai mult decât Partidul Național Liberal și a fost o veritabilă locomotivă pentru Partidul Național Liberal. Am făcut echipă împreună cu dânsul și cu românii la referendum. Am avut practic o victorie mare ca partid, dar aici vreau să spun nu ca un lider. Niciodată nu poate cineva să-și asume în mod exclusiv doar partea de victorii, pentru că aici vorbim de peste 250.000 de membri ai Partidului Național Liberal, de primari, de consilieri locali. Sunt oamenii care trag pentru acest partid și poți să vorbești de un asemenea lucru dacă ești peste scorul partidului. Din păcate, nu am avut lider peste scorul partidului și a fost mai mult o muncă de echipă, o muncă care s-a dus într-un colectiv foarte bine sudat. Ei, eu cred că Partidului Național Liberal, la ora actuală, îi lipsește exact aturile pe care le-am avut atunci. Îi lipsește un lider de forță? Îi lipsește un om proaspăt, îi lipsește ceea ce cred eu că înseamnă echipa Partidului Național Liberal și o echipă construită în jurul acelor oameni care au adus rezultate, care
au demonstrat în vremuri grele că nu dau bir cu fugiții, că rămân în prima linie a frontului, că se luptă și mi-aș dori din suflet pentru Ludovic Orban, pentru că tot mi-amintesc foarte bine de ceea ce spunea în 2017 când ataca acea echipa țuțerilor, dacă vă amintiți, să nu cadă capcană a ceea ce critica la un moment dat și a ceea ce detesta la un moment dat. Un lider puternic nu poate izbândi decât dacă este înconjurat de o echipă puternică. Nu poți să te înconjori de oameni care vin din județele lor, fie pentru că au neînțelegere acolo, fie pentru că n-au rezultate, și să păstrezi relații glaciale, cum e cu oameni care au performanță, cum e cazul primarului Boc, care la ora actuală e liberalul cu cea mai mare cotă de încredere în România. E greșit să te opui acestui curent. Și cel mai performant primar al liberalilor. Avem foarte mulți primari. Avem puțin, foarte mulți, dacă ne uităm la rezultatele de la ultimele alegeri. Avem foarte mulți primari performanți. Cu siguranță Emil Boc este un lider al acestor primari și este un om care este privit cu foarte multă încredere. De asta vă spun că mi-aș dori acel lider care poate să adune și pe Orban, și pe Boc, și pe, nu știu, pe cine vreți dumneavoastră, adică tot ceea ce înseamnă partea bună a Partidului Național Liberal. Este premierul Florin Cîțu un astfel de lider? Vom vedea. Vom vedea. Am văzut că a avut întâlniri la Cluj. Domnul Emil Boc deja și-a anunțat susținerea pentru premier. Da, are o relație bună cu Ludovic Orban sau cel puțin asta vedem noi? Eu cred că, vă repet, în perioada următoare vom vedea candidații, vom putea vedea și programul, pentru că, să știți, asta pentru unii sună un clișeu. Suntem liberali care chiar ne uităm foarte atent în moțiunea cu care vin candidații să vedem ce își propun. Pentru că și echipa contează, presupun. Evident, evident. În 2017... Ludovic Orban a făcut diferența având o echipă formidabilă lângă el și fără să supere Cristi, la momentul respectiv era un candidat pe val. Ludovic, susținut de mai toată baza partidului. Asta va fi o altă problemă a lui Ludovic la acest congres, pentru că foarte mulți din aleșii locali care l-au susținut în 2017 în mod frenetic se simt oarecum dezamăgiți de ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, de modul în care s-a făcut împărțeala în guvern, ca să zic așa, de faptul că anumite ministere care sunt esențiale pentru funcționarea primăriilor nu au fost menținute de către Partidul Național Liberal, că s-a cedat foarte ușor în anumite zone. Și aici Ludovic va avea o problemă. Nu mai sunt acei aleși locali, în marea lor majoritate, care trec peste lucrurile astea dintr-un motiv foarte simplu. Au și ei alegeri peste 4 ani, se gândesc că proiectele lor locale sunt puse în pericol de această arababură care a avut loc la împărțirea guvernului din punctul nostru de vedere al unor lideri liberali. Și sigur că vor fi, sunt convins, mult, mult mai atenți la a-și alege candidatul. Pentru că, din păcate, foarte mulți candidați ai Partidului Național Liberal își amintesc de aleșii locali, de primari, de viceprimari, de consilieri locali, de consilieri județeni, de președinți de consilieri județene, doar în momentul alegerilor. Iar ulterior, 4 ani, practic, acești oameni sunt lăsați să se descurce pe cont propriu. Cred că va avea cele mai multe șanse în fruntea Partidului Național Liberal, acel om care cunoaște bine partidul, dar care este și un om de cuvânt în fața aleșilor locali și care atunci când promite și face. Dar Ludovic Orban, îmi amintesc că atunci când a anunțat că va candida pentru un nou mandat, a spus că are și susținerea a 36 de organizații liberale. După calculele mele, înseamnă 80-90% susținere în partid. 36 de filiale județene înseamnă mult. Da, dumneavoastră nu aveți cum să știți, dar noi care suntem membri ai Partidului Național Liberal știm lucrurile astea. Dacă vă amintiți, în 2017, Cristi Bușoi era susținut de mai toate organizațiile PNL din România, era
în fruntea partidului, avea echipa din fruntea partidului și practic există, să zic așa, o mai mare ușurință de a obține un vot în filiale atunci când practic conduci partid. Ludovic Orban era la început cam singurel. Am fost câțiva oameni care am fost lângă el la început. Ușor, ușor am crescut acest bulgar și vă repet, ceea ce a contat foarte, foarte mult la momentul respectiv a fost susținerea aleșilor locali care practic au pus presiune pe acei președinți de organizații care nu-l vreau pe Ludovic Orban. Cifra asta este o poveste și am să vă spun și de ce. Foarte mulți din acești președinți vor trebui să fie reconfirmați, vor trebui să reintre în alegerile de la nivel județean și de-abia noile foruri de conducere alese vor putea exprima o susținere pentru unul sau altul dintre candidați. Deci inclusiv acei lideri vor fi schimbați în perioada următoare. Eu n-am spus că vor fi schimbați, am spus că vor trece printr-o perioadă de alegeri. Unii vor fi reconfirmați, alții probabil vor pierde alegerile în interiorul organizațiilor județene și vă dați seama că noul lider de regulă este și cel care are mai multă încredere și impune linia pentru congres. Aici mai mult a fost așa să-și descurajeze o chestiune de descurajare. A fost o chestiune de descurajare. Eu înțeleg strategia domnului Orban. A fost una de forță, de descurajarea eventualelor candidaturi împotriva domniei sale. Și putea fi o variantă ceea ce a gândit el, chestiunea de candidat unic, dar cu o singură condiție. Ceea ce dânsul, din păcate, n-a reușit. Adică să adune partidul. Să stea lângă Emil Boc, să stea lângă Florin Roman, care îl mai contestă, să stea lângă cei care au și altă opinie decât el. Rareș Bogdan, Robert Sighiartău, Dan Motreanu, Gheorghe Flutur. Sunt oameni, Ion Dumitrel de la Alba, sunt oameni care au făcut bine acestui partid, fie aducând voturi, fie luptând pentru acest partid. Nu poți să reușești în fruntea unui partid sau pentru o candidatură la președinția României dacă nu ai lângă tine oamenii care sunt confirmați nu de jocul unor mici cooperative, ci de votul oamenilor, pentru că în final asta contează. Ar fi trebuit acesta să facă un pas în spate în decembrie, după rezultatul de la alegerile parlamentare, și a dat demisia de la guvern. Dar poate ar fi trebuit să facă un pas în spate și de la președinția PNL? Există o cutumă în Partidul Național Liberal pe care Ludovic Orban a încălcat. Orice președinte al Partidului Național Liberal, după ce a pierdut alegerile, și-a dat demisia din fruntea partidului și-a deschis practic calea spre alegeri corecte în interiorul partidului. Din acest punct de vedere, Ludovic Orban a încălcat această cutumă. Da, nu a mai fost premier, dar a obținut postul de președinte al Camerei Deputaților din România. Ulterior s-a repliat, a rămas în fruntea partidului. Din acest punct de vedere, vă repet, el a încălcat o cutumă nescrisă a Partidului Național Liberal, și anume că toți președinții partidului care au pierdut alegeri au demisionat din funcția de președinte al partidului. Deci trebuia să demisioneze și lui Ludovic Orban. Eu, la momentul respectiv, mi-am spus punctul de vedere în interiorul partidului. Cred că în momentul în care afirm că iubești foarte tare un partid, în primul rând trebuie să-l respecti și să respecti regulile Partidului Național Liberal.